Lucrările pentru construirea pasajului de la Drajna peste magistrala feroviară încep în luna octombrie. Anunțul a fost făcut în urmă câteva zile de ministrul transporturilor Cătălin Drulă pe șantierul podului suspendat de la Brăila. Contractul pentru proiectarea și execuția pasajului de la Drajna a fost semnat în februarie 2021 cu antreprenorul Arcada Companie S.A. din Galați. Termenul de execuție al lucrărilor va fi de 18 luni, iar traseul are o lungime de 3 km, din care pasajul denivelat va avea 305 metri. Despre proiecte viitoare, dar nu foarte îndepărtate, aș vrea să vorbesc despre pasajul de la Drajna. La acea trecere peste calea ferată București-Constanța se formează cost foarte mare, pentru că se închide des bariera, este cea mai circulată magistrală de calea ferată probabil din România, mai ales vara, cu trenuri sezoniere de pasageri și de marfă. Am semnat acolo în primăvară, în februarie, de fapt, am semnat contractul pentru un pasaj, este finalizată proiectarea săptămâna viitoare, da? Va fi aprobat proiectul tehnic, proiectul pe baza care se execută. Sper că săptămâna viitoare să avem un guvern și hotărârea de expropriere. Este un drum nou care este prin spatele satului Drajna, paralel cu drumul existent și trebuie expropriate acele terenuri. E în circuitul interministerial și lucrările aici vor începe și aici tot în octombrie. Este un constructor român, dacă nu mă știu chiar de aici din Galați, a mai realizat lucrări pentru Ministerul Transporturilor la termen, așa că efectiv lucrările vor începe în octombrie acolo.